Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM. Medium Rare la Europa FM. Interviul de astăzi este cu o tânără doamnă pe care am întâlnit-o nu în vie, dar printre vinuri oricum. Nu vreau să spun dacă îi place să bea sau nu, o să recunoască și singură. Marina Samoilă, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Ai emoții? Ești prima dată la radio! Da. Am emoții. Nu i nimic, o să treacă. N -a, n -a în, nu în, să în afară de apă, n-am ce să-ți uh, ofer de băut, dar hai să zicem că o să meargă și cu apă. Marina, tu ești somelier. Da. Și ai făcut și o, o facultate de horticultură Da. ca să înveți despre vie. Despre vie, despre vinuri, despre cum să face vinul, despre tot ce înseamnă. Emisiunea asta, în general, cred eu că e destul de vie, așa, sau se referă la lucruri foarte vii, lucrează cu lucruri foarte vii, pentru că este despre ce mâncăm și ce bem. Sigur că putem să mâncăm și să bem și lucruri destul de amorfe, așa, s-au văzut cazuri, nu vreau să comentez. Dar mie îmi place să cred că mâncarea e un lucru foarte viu și că băutura e un lucru foarte viu, fie că vorbim despre apă, fie că vorbim despre bere sau despre vin. Iar vinul, că mă rog, la vin suntem astăzi, vinul este o băutură extrem de vie, nu? Living material. Vinul se naște, trăiește, evoluează și la un moment dat, ca orice, moare. Ia zi cum se naște vinul. Păi vinul se naște în primul și în primul rând în vie. Se naște într-o zonă geografică, se naște având un teroar care să-l susțină, să-l ajute. Apoi urmează culesul, urmează cramă, procesul de vinificare, care înseamnă zdrobirea strugurilor, mă rog, acum sunt procede tehnologice. Înseamnă că mustul se transformă prin procesul de fermentare în vin, înseamnă stocare, înseamnă maturare, înseamnă învechire și apoi ne bucurăm și noi într-un final de el. Dar ne putem bucura și de un vin mai tânăr, nu? Ne putem bucura și de un vin mai tânăr, evident. Întotdeauna. Eu știu că în trecut femeile lucrau în zona asta a vie și vinului, femeile lucrau la cules trugurii și cam acolo se oprea. Nu, nu erau foarte multe femei care să, să facă vin, de exemplu, în România sau care să povestească vin, că și asta e un lucru important. Nu erau nici multe femei manager, nu? Da, da iată. Ce s-a schimbat? Cum s-a schimbat? Eu cred că este mult mai potrivit ca o femeie cel puțin să vorbească despre vin, pentru că te duci așa cu gândul spre o ușoară senzualitate, povestește mult mai pasional și mult mai intens. Zici? Și de cele mai multe ori, bărbații susțin că e mai plăcut să asculte o femeie vorbind despre vin decât un bărbat. Și, adică, nu știu, până la urmă, e o chestiune care ține de un soi de marketing. băieți Bărbații beau mai mult vin decât... Adică sunt mai mulți consumatori de vin bărbați decât femei și de asta poate că e mai interesant să, cred să că le dăm ne... niște femei care să le vorbească despre vin? Mm, bine, n-am pus... Nu am gândit -o niciodată așa. Mm. Uh, însă cred că femeile, deși poate acasă consumă mai mult, sau consumă și ele în momentul în care sunt în oraș, sunt văzute, evită. Pentru că, nu știu, s-a împământenit lucrul ăsta că femeia trebuie să aibă o anumită conduită și ținută versus... Bărbat, da, bine, acum de care la... duce mai mult. Abea vin dintr-un pahar sau întreabea vin dintr-un pahar și a afimatol sub masă e o diferență destul de mare. Întotdeauna. Îți place să bei? <laughs> Normal, altfel n-aș putea să fac asta. Ce vin preferi să bei? O... Depinde. Ia, hai să o, luăm, să o luăm metodic. În această ediție vorbesc foarte mult despre carne și despre carne roșie în particular. Lângă o de, în lângă o friptură de vită ce ai pune tu. Aș pune pentru tine, nu nu multe. spun așa Uite, la modul eu general. Pentru mine aș merge pe cupajul bordolez Cabernet Merlot făcut în România. E un în România genul ăsta de de cupaj de cabernet cu merlot ajunge să fie destul de corpulent, destul de dinamic, destul de cu tanin destul de ridicat, astfel încât să susțină grăsimea din carne și cu niște arome extraordinar de frumoase. Dacă ar fi să mănânc carne la micul dejun, da. <laughs> nu micul dejun, de hai ce ai face asta? Branch, branch. hai să zicem, <laughs> okay. branci. Am, o, am uh, împământenit eu și prietenii mei uh, o practică de a deschide o sticlă de spumant la branci în weekend. Da, nu nu cred că e 11, un lucru greșit. Da. 12. Nu micul dejun. Hai să nu fim chiar așa, nu? Da, nu e, dar până la urmă eu zic că dacă o dată în viață, sau de două ori, sau de 30 de ori, îți permiți să bei un spumant la micul dejun, cât poate să fie de rău? Plus că în toate restaurantele de 4-5 stele din toată lumea este servit spumantul la micul dejun. Deci e o practică comună în alte țări. La fel cum este și paharul de vin la masa de prânz. Iarăși o practică care în România. Da, noi nu, ne prea prea avem. nu prea avem un pahar de vin la prânz adică ori trei, ori nimic. Dacă am bea unul la brunch, unul la prânz și două seara, cred că ar fi perfect. Și ar fi așa o rație spumant, bună. alb, rozei și roșu. Deci ar fi o rație bună pentru un muritor, în, nu știu, patru pahare de vin pe zi. Hai, nu fiecare zi, da, de trei ori pe săptămână minim. Da, îmi place că ești destul de indulgentă. Ești destul de indulgentă cu noi. Cum a început pentru tine povestea asta cu vinul? O să spun acum un mic clișeu. Am văzut un reportaj pe uh, Discovery despre viile din Franța și s-a declanșat un fel de dragoste. E adevărat că eu am crescut în zona de alumare, până la șapte ani am crescut într-o zonă rurală din de alumare și, na, ca orice familie care se respecta la momentul respectiv, dețineam și câteva rânduri de viță de vie, și bunicii mei făceau arhaic vin. Mm. Și cred că bucuria mea cea mai mare este când ajung în vie. E, e, cum zic eu, timeless. Nu există timp, nu există spațiu, e via, liniște și poți să te bucuri de momentul respectiv. Apoi am văzut acest reportaj și am zis vreau să mă fac degustător de vinuri. În, nu știu, acum 12 ani nu cred că exista noțiunea măcar foarte împământenită. Am căutat și recomandarea a fost trebuie să faci facultatea de horticultură. Și așa am ajuns la facultate. Da, nu știu cum să te prostească să mergi la facultate. Da, exact. <laughs> După care, în 2013, am început activ și am început să înțeleg ce înseamnă somel somelăria, dacă pot să spun da. așa. Ce înseamnă să înțelegi vinul, să-l asociezi și să dai o experiență omului. Că până la urmă, mâncarea și băutura sunt experiențe și bucurile pe care ne le putem oferi în fiecare zi. E foarte... E un domeniu extrem de vast. Nu cred că se termină niciodată și nu cred că începe niciodată și niciunul dintre noi nu poate spune, nici măcar un master of wine, că le știe pe toate întotdeauna se naște un vin nou, se naște un producător nou, e ceva interesant la mine. Da, am observat că e o chestiune extrem de dinamică, cel puțin în România, adică de unde aveam cinci producători în toată țara, acum sunt zeci, 10, sute. Sute? Sunt sute, sute de producători de vin și nu mă refer la producătorul care are trei vițe deasupra curții, ci mă refer la producători care au, nu știu, 40, 50, 80, 100 de hectare, sunt 200 de hectare. 200 și ceva de producători uh, SRL, fără alt fel de mici producători care, nu știu, sunt asociați sau afiliați pe lângă marii producători. Avem vinuri bune comparativ cu restul Europei? Da, extraordinar de bune. Eu mă mândresc întotdeauna că sunt româncă când merg la concursuri internaționale sau la târguri internaționale și cea mai mare plăcere a mea este să le dau străinilor să bea soiuri autohtone. Fetească neagră, fetească albă, Crâmposie, nu știu, uh -huh. rozeuri și tot felul de lucruri pe care le facem noi minunat în România. Deci nu suntem chiar praf în zona suntem asta. Suntem al șaselea producător de vin din Europa. Iată. Și uh, suntem al șaselea producător de vin din Europa uh, și ca vânzări? Eh, aici mai avem de lucrat. Vânzare înseamnă marketing, înseamnă ca produsul nostru să ajungă să fie degustat de oameni și înseamnă să ne construim Imaginea care cumva în perioada comunistă n-a fost cea mai bună pentru producția de vin autohton. Da, senzația mea e că cel puțin deocamdată, producătorii nu se concentrează foarte mult pe marketing cât se concentrează pe produs. Nu știu dacă asta o fi bine, o fi rău. Cred că e bine să te concentrezi pe produs, dar până la urmă, dacă nu te cunoaște lumea, e. E un pas, pentru că produsul bun înseamnă că atunci când marketingul este de succes să aibă susținere. Cred că e primul pas în evoluția noastră ca și producători. Trebuie să luăm în considerare faptul că noi am început să producem vin uh, organizat și cu o structură de marketing și de vânzări și de calitate în spate de abia, nu știu, 10-12 ani. Uite, uh, eu să-ți spun acum o întrebare pe care mie nu-mi place să o aud. Dar, uh, o voi face așa de dragul, hai să spunem, de dragul discuție și de dragul. Uh, unui titlu. Care crezi tu că este cel mai bun vin românesc azi? O... Oh. Da, da, cred că nici tu n-ai vrut să auzi întrebarea asta, nu? Raportat la ce? Nu știu. Vezi, de asta nu-mi place nici, sau nici să pun întrebări de felul ăsta. Sunt foarte multe vinuri bune românești. Nu cred că există cel mai bun vin românesc. Cred că există... Sau există vinuri, vin, cel mai bun vin pe palierul său, fie de caracter, nu știu, fie de preț, fie de notorietate, fie de soi, fie de an, fie, fie, fie. Însă cel mai bun dintre cele mai bune nu există. Există o serie de vinuri foarte bune. Adică avem, sau cum să spun, rostul acestei întrebări este acela de a ajuta pe oameni să înțeleagă că nu putem să comparăm mere cu pere. Adică și vin, vinurile, vinul în sine este un domeniu foarte, foarte vast și dacă te duci acum chiar și într-o vinotecă, în supermarket nu mai vorbesc, într-o vinotecă vei întâlni vinuri de pe foarte multe paliere. Spre exemplu, eu nu sunt de acord cu degustări comparative între vinuri același soi, spre exemplu, din 2008 versus 2014-15. În primul rând, un vin din 2008 evoluează în sticlă foarte mult. Un vin din 2014 sau 2015 are un alt caracter. Este mult mai proaspăt, mult mai fructat. Nu le poți compara. Și așa, mai e o întrebare care îmi place. Care e vinul tău preferat? Iarăși este din aceeași categorie. Eu am invitat <laughs> să pun această întrebare pentru că, în realitate, știu... Foarte clar că nu are cum să ajute pe nimeni răspunsul, pentru că până la urmă este și extrem de subiectivă toată această chestiune. Adică, Tocmai. Ce... Și depinde, depinde de ce carne mănânci. Da, depinde de foarte multe lucruri. Depinde de câte ore au trecut de când te-ai spălat pe dinți. Depinde de uh, ce ai mâncat acum un sfert de oră. Depinde de multe lucruri, pentru că uh, aciditatea noastră evoluează pe parcursul exact. unei zile și se poate întâmpla ca un vin care îți place, și asta am observat-o pe mine, un vin care îți place foarte mult la prânz să nu-ți placă deloc la se Perfect. poate întâmpla. Da. Sau îți place astăzi și nu îți place mâine. Sau De asta nu putem să spunem care e cel mai bun vin din România. Pentru că astăzi poate să fie unul, mâine poate să fie celălalt. Practic și vinul e ca omul. <laughs> uh, ziceai puțin mai devreme, adică ai pronunțat un cuvânt, teroar. Uh, hai să le explicăm oamenilor ce este chestiunea asta, ce e teroarul. Teroarul este un termen umbrelă care înglobează tot, tot ceea ce înseamnă uh, areal geografic, Adică sol, uh, deal, pantă, soare, cum vine, cum bate soarele, pe ce parte a, a dealului este via, uh, soiurile care sunt acceptate, să spunem, ca fiind produse în zona respectivă sau potrivite pentru producere în zona respectivă, plus influența omului, cum vine omul să aibă grijă de vie, să culeagă, să facă procesul de vinificare. Asta înseamnă teroar. E, ansamblul tuturor elementelor care definesc uh, caracterul unui vin. Noi suntem uh, capabili să asigurăm un teroar bun? Foarte bun, da. Care simți? Sau cum se spun? Uh, sigur că sunt niște regiuni. În România, unele favorizează un anumit tip de vin, unele favorizează alt tip de vin. Cum simți tu departajarea asta geografică a vinurilor românești? Uite, spre exemplu, banatul și producătorii din banat sunt cumva cunoscuți, banat și Transilvania, cunoscuți și recunoscuți pentru vinurile albe extraordinare. Pentru că acolo fiind ușor mai răcoare. Uh, vinurile sunt mai proaspete, mai, au o aciditate puțin mai ridicată și atunci îl face să fie crocant, așa, să meargă foarte bine cu, nu știu, ceva light. Apoi, de mare, fiind mai cald, având 14 zile în plus de soare, uh, strugurile se coc mai bine și putem avea niște vinuri roșii foarte fructate cu multe arome, cu foarte, foarte plăcute și corpulență destul de ridicată. Uh, Desigur, și în Dalul Mare și în Banat se fac vinuri și roșii și albe, și rozeuri mai nou, că e un trend ăsta cu vinul roze. Dar, întotdeauna, eu promovez și susțin consumul conștient. Adică, să nu ne așteptăm ca un vin roșu din Transilvania sau din Dobrogea să ajungă să aibă aromele celui din Dalul Mare și invers. Adică, cumva să știm de unde bem și să știm că așa trebuie să fie vinul respectiv. Nu să ne placă un vin foarte mult să-l comparăm, să spunem ăla nu e bun, că nu e ca nu știu ce. Da. Da, dacă mă gândesc până la urmă, adică, cred că e și o modalitate corectă de a aborda viața. Pentru că fiecare lucru e bun la locul lui. Exact. Așa e și cu vin. Cum facem să aducem mai mulți străini în România și să le arătăm ce fel de vin avem. Îi rugăm pe domnii de la Ministerul Agriculturii. Nu, no, no, hai să nu rugăm pe nimeni din Ministere și să nu să ne, ne bazăm. No, să Eu aș zice să nu ne bazăm pe uh, pe Ministere sau pe pe statul român în general să ne ajute pentru că chiar dacă ar vrea să o facă, mie mi se pare că încă sunt la faza de mers de abușile în ceea ce privește înțelegerea a ceea ce se întâmplă în țara asta. Noi noi ăștia care lucrăm unii în vie, unii la radio, unii... Fiecare taba. dintre noi să își propune să își propună să educe în primul rând cel cu cel mai apropiat, apoi consumatorul sau, nu știu, clientul cu care are uh, interacțiune și, evident, străinii pe care îi întâlnește să le povestească despre valorile și despre produsele românești. Și aici intră și vinul și mâncarea și tot ce mai știm noi să facem și, sau am știut și am uitat că și asta e. Mulțumesc pentru prezența în studioul Europa FM. Sănătate! Mulțumesc pentru invitație și sper că n-am vorbit prea mult. Nu, cred că suntem în regulă. Cred că <laughs> suntem acoperiți, să spun așa. Medium Rare continuă la Europa FM. Dumneavoastră puteți urmări acest interviu în varianta sa integrală pe Europa FM. Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM.